toată lumea întreabă: ce a zis vulpea la arici? Însă doar eu știu adevărul, pentru că sunt vulpea și nu i-am zis nimic ariciului, n-am mai apucat, din păcate l-am călcat, ok? Trecea strada printr-un loc neregulamentar și poți spune că nu l-am văzut, așa că nu m-a văzut nimeni făcând asta, nu știe nimeni, deci pa ariciule, Sărim peste asta, bine te-a regăsit pe breasla haiducilor! Ultima dată, pe live-ul de duminică, m-am ocupat de designul fermei de sniffer pe care a construit-o Puf. Am mărit-o, am aranjat-o și acum ar mai trebui doar să pun prețurile și să fac stocul pentru a putea deschide magazinul, așa că hai la treabă! Gamivo ține cu tine! Prețuri mici pentru oricine! Mai multe detalii în descriere! Momentan acestea vor rămâne prețurile: 8 semințe un diamant, 8 flori un diamant, atât la Torch Flower cât și la Pitcher Pod. Pentru că, sincer să fiu cu voi, deși stric bone meal pentru a crește de la sămânță la floare, până la urmă cine vrea cumpără semințe, cine vrea cumpără flori și toată lumea are bone meal dacă vrea el neapărat să-și facă semințe. Deci nu prea are sens să pun astea la 2 diamante. Aici, dacă vrei un sniffer, 10 diamante oul. Și pentru a merge în partea de jos ca să vedeți întregul design, mă cobor pe scările astea unde trebuie să pun acolo un semn staff only. Așa, gata. Aceasta este ferma pe care a făcut-o nenea Puf, îi voi da diamantele când intră și el pe server. Mi-a zis bunicu 3 ouă de sniffer și 12 diamante, când mă întâlnesc cu el îi le dau. O să mai pun sniffer pe aici, însă n-am vrut să fie prea mulți cât timp lucrez prin părțile astea. Și ca design am decis împreună cu oamenii de pe live să fie ca și un fel de cap de sniffer, în partea asta cu galben, că-i nasul, roată roșu și deasupra verde. Iar acum, dacă dau o tură în partea de jos, ia uite cum mă așteaptă, câte am strâns până acum, îs 3, 6, 6 stack-uri și jumătate de flower, de torch flower seed-uri și 7 stack-uri de pitcher pod-uri. Interesant, dar bine, ar trebui să fie 7 cu 7, pentru că am mai stricat să-i înmulțesc. Și mi se pare foarte interesant că dropează ăștia egal, adică mă așteptam să fie, nu știu, mai mare rata la pitcher pod, dar aparent e cam egal. Scot un pitcher pod, după aia scot un torch flower și tot așa. După ce pun aceste pitcher poduri în butoi, pot spune că întregul stoc este făcut la magazinul de sniffări. Avem semințe, floricele de ambele tipuri și o grămadă de ouă, numai bune de cumpărat. Voi face pe viitor și niște reclamă pe la bazele haiducilor, însă momentan vreau să dau o fugă până la clădirea de Leapșa. Pentru că ultima dată am completat provocarea dată de Dani, mai exact să-l aduc pe bunicul timp de un videoclip întreg pe breasla haiducilor. Și exact asta s-a întâmplat, l-am adus pe bunicul, am păstrat așa și o mică ofrandă, să-i spunem, ia uite, l-am păstrat aici capul bunicului să fie acolo. Probabil pe viitor voi face și un mic muzeu așa, capul Danielei, capul bunicului, să fie o ordine cât de cât cronologică a întâmplărilor și las în partea asta pedeapsa primită. Din păcate băieții nu și-au pus pedepsele, ia uite, nenea Colpiro pus-o, Puf încă nu a primit una, doar că el a început Leapșa și voi da astăzi Leapșa mai departe, însă nu vă zic încă cum, cui, veți vedea mai târziu. Momentan, pentru că am rezolvat treaba cu Leapșa, voi merge până la vânătoarea de capete, deoarece duminică n-am avut timp pe live să mă ocup de ele. Privim partea bună, dacă tot n-am apucat duminică să schimb aceste capete, atunci haiducii au avut mai mult timp să le adune, deci toate 30 trebuie să fie acolo. Și înainte de a merge până sus, vreau să redenumesc un bundle. Și anume, ia uite, luăm numele de la ăsta și pun vânătoarea săptămâna 2, pentru că vreau să am câte un săculeț cu capetele din fiecare săptămână. Săptămâna 1 e acolo și voi pune lângă săptămâna 2. Acum hai sus, că-s foarte curios dacă s-au strâns toate cele 3...
zeci de camere. Aoleu, mamă, cum stă domino aici. Mi-e frică că o zis domino că mă bate. O zis domino că mă bate dacă nu modific capetele. Așa că, uite, acum am venit și mă pun pe treabă. 3 capete de Wither pe care le voi și folosi astăzi, dar mai vreau să merg după 3. 3 capete de Zoglin, foarte bine. Numai 24 de capete. Din păcate, stai să văd, îl pot împinge un pic? Îl pot împinge așa ca să nu ia el astea. Atât. Măi, pentru capetele care îs pe mai multe puncte, văd că și-au făcut treaba băieții, dar așa pe astea mici au zis, ce, 60-80 de puncte, eu nu mă bag. Asta este acum, dacă nu s-au băgat, rămân punctele și le voi refolosi. Dar 24, cred că data trecută au fost 26, se ocupă haiducii, chiar vin și adună capetele. Acum să iau Zoglin, Magma, Blaze și restul, așa, în ordine, cele de Wither rămân separat. Și acum, care să fie celelalte 10? Nici măcar n-am terminat de pus punctajele și deja băieții le-au înlocuit cu capete. Pă bune, abia așteptau să le schimb. Însă, per total, pe mine mă bucură pentru că am început cu 2 capete de Sniffer și am făcut 20 de diamante. Mânăreală puțin, dar asta este, 20-30 de diamante trase pe dreapta la magazinul de Sniffer. O cumpărat oamenii, ouă le-au crescut rapid, bam, cu sabia pe spate și capul aici că-i 100% șansă. Acum, în partea asta, vacă roșie din acel biome de... dintr-un Mushroom Island și, sincer să fiu cu voi, mie mi se pare super ok la 60-50 de puncte, că au 100% șansa, te-ai dus acolo, le-ai omorât și ai făcut rost de capete. În partea asta, cap de pisică, da, știu cine omoară pisici, dar e plin, pe bune, în unele sate e plin. Aici avem deja un cap de măgar, cap de broască normală, săptămâna trecută a fost testoasă aici, acum aia normală. Nu contează, portocalie, albă, verde, de care vor oamenii. Cap de capră, care e 100% șansă, trebuie doar să mergi să cauți una. La Cave Spider mă mir că avea domino, pentru că e șansă de 3-5%. Aici Blue Axolot cu 500 de puncte. Ai șansă de 100%, doar trebuie să faci rost de unul, ceea ce va fi destul de greu, însă e pentru oamenii care vor să-și revină în joc, că 500 de puncte nu-ți dă aici de colo. Poate chiar le mai măresc la 1000, mă mai gândesc, lăsați și voi în secțiunea de comentarii 500 sau 1000 de puncte Blue Axolotul. Acum la slime-uri, primul, vă dați seama, nenea domino că era pregătit cu capetele și la vrăjitoare, fiind o rată foarte mică și ele găsindu-se foarte greu, 450, 300 și 150. Poate chiar să fie 300 cu 300, că rata e super mică, așa că o dăm 450, 300, 300. Și cam astea sunt capetele de săptămâna asta, acum mă voi folosi de acestea 3 ca să... bă, unde sunt? Așa, acestea 3 pentru a bate un Wither, dar îl voi bate fără armură. Am pregătit mai multe poțiuni pentru acel Wither și vreau să-i întreb pe băieții care sunt online dacă se bagă, iar Panda cu Edis aici sus. Bă, toată lumea mâinile sus. Bă, stai, nu, stai. Toată lumea mâinile sus. Bă, stai, bă. Bă, stai. Că n-am totemul. Ce faceți, băieți? Organizator. Uite, am venit și noi să mai luăm câteva puncte. Bă. Le-am pus de jumătate de oră. Voi ați adus 3 capete de măgar și 3 capete de sniffer. Ce jumătate de oră? Ah, ok, am înțeles. Le-am luat din primele 5 minute, care jumătate de oră. Da. Da, am văzut. Oricum, numai un cap de persoană, da? Nu. Da. Așa. Da, cred că a fost și domino și de-aia sunt 3 capete. Ok, da, am înțeles. Da, a fost. Mă, dacă tot v-am prins aici, vreau să fac ceva și mă întrebam dacă vrea cineva să mă ajute. Păi depinde cu ce. Deci, am... Stai un pic, erau aici și aici și așa. Oh my god, știu ce urmează. Ai și tu, nice. Vreau să bat un Wither fără armură și aș avea nevoie de un pic de ajutor.
Na. Ok, și noi o să fim cu armură sau? Nu, toată lumea textilă jos și uite, vă dau astea, uite asta pentru tine. Opa. Asta oh pentru my God. Tine. Asta pentru tine, asta. Eu am pregătit că am zis asta că bă, zi. Măcar unul, dacă uite, un scut. Oh, oh. Așa, totem nu vă dau că n-am, dar în rest. Am înțeles. Da, păi oricum văd că ne-ai oferit deja asta, deci suntem băgați în treaba asta, nenea Blu. Da, 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 și gălesc pentru lapte. În partea asta eventual lăsăm patul și cu cuferele ca să nu... Patul la mine, patul? Da, dacă are careva un pat, l-am lăsat acasă. Ok, păi ați un spawn frumos. Deci doar armura jos, nu? Da, 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 și numai sabie, scut și arc. Sabii, scut, târnăcom, nu? Poate cădem într-o groapă. Dacă vrei, poți să-ți iei târnăcom. Mie mi-e frică să stau cu el la mine, sincer. Bă, îmi bate inima, bă, băieți. Bă, și mie, sincer. Am, avem totemii. Bă, da, da, un totem să sparge imediat la astea. Na, că eu mai am încă două în plus. A, tu mai ai încă două în plus, la mine e mai sărăcie. Hai că-l bate, mai, uite, îl pun exact aici jos și noi ne urcăm acolo sus și îi dăm cu săgeți de la distanță. Hai, du-te tu acolo. Hai. Trebuie să fie ok, hai. Băgați poțiune de strength. Mie mi-e frică, hai. Dar de ce acum? Hai, gata, gata, hai. Retragere. Hai de capul meu. Da, da, hai. Ești cam aproape. Da, ești cam aproape. Vezi, nu trageți unul în altul. Bun, hai, dă-i. Dă-i, uai, ce vine. Bă, 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 uai, uai. Jumătate de viață s-a dus instant. Unde, unde, unde? A, și-a luat agro pe mine. Aha. Aha. Oh my God. Nu, vine și noapte. S-a dus în totem. Da, bă, vine după mine, nu-i bine. Ok. Stai așa. Aulă, stai să dau și eu. Așa, să-l dau mai încet. Unde s-a dus? Oh my God, nu se poate. Mamă, ok, ok. Dați. Da, stai să-l bag ăsta. Gata. O ajuns, unde, unde? Coboară. Mă omor. Oh my ok, God. Ok, hai, să-i dăm, hai să-i dăm. Hai să-i dăm. Stai puțin, bă. Hai încă un pic, încă un pic, încă un pic. Hai băieți. Hai, aoleu, nu. Măr de aur, măr. Uai, m-am dus. M-am dus cu mărul de aur enchantat la mine, nu-i bine. Doamne! Bă, m-am dus cu mărul de aur enchantat în mână, îl băgam. Vai, și noi mai avem? Mai avem cu ce să-i dăm? No. Bă, da, itemele noastre dacă a bubuit. Da, cred că trebuia să ne luăm un topor din cufărul ăla. Ok. Uai. Hai să... N-am fost deloc pregătit pentru asta. Hai să vedem, dar cred că a rămas fără iteme. Sincer. Da. Da. A, nu, uite. Hai că bine, Ia rapidă ce poți și fugi. Uai, că le sparge. Hai că am o sabie de netherite. Bă, dar e că nu, e că ale noastre s-au dus. Da, se poate. Dar stai să vă... Uite, uite că vine, hai că vine. Hai că îi dăm. Bă, mi-o spart totemul deja. Uai. Vedeți că o să dropez o sabie de netherite. Da, eu nu știu pe unde mi-am dropat itemele. Aici ai la mine. Ai tu itemele mele? Da, am eu cumva sabia ta. Hai că-i dau. Hai că-i bine, e bine, aproape. Încă, mamă, m-am dus. Bă, da. Itemele noastre. Bă, un topor și hai să vedem ce iese. Hai, vai. Vai, ce se întâmplă, cred Doamne. Cred că nu reușim să-l batem. Vin, panda, vin! Dar faci viața înapoi, nu? Ajutor! Vin! Ajutor! Vin. N-am nimic, n-am mai trebuit ăsta, acolo. Vin! Stai că-i dau! Nu, că-și luat agro pe mine! Bă, nu! M-am băgat jos! Bateți-l, dați-l! Bine! Bă, nu! Uai! Vin! Vai, m-am băgat acolo să rămână după mine și l-au bătut băieții cu pumnul, cred că. Vai, îmi pare rău că și-o pierdut arcul și sabia. A, vin acum! Blu, că e Cosmin, ne datorez niște iteme în plus. A, sabie și... și bă, un arc. Arbaleta, bă! Da, aoleu. Da, eu am... Am o istorie cu dat chestii înapoi. I-am dat și la Domino un arc, o să vă fac și vouă.
Bă, măcar am făcut sabie. Am făcut rost de Nether Star. Da, poftim. Mamă, nice. Nice, nice, ăla-i. Mai uitați-vă pe aici, poate da mai și a rămas ceva și nu... Păi nu, că ăsta e a meu. A, ăla-i a tău? A, deci a meu e în apă acolo, l-a rămas. L-a bubuit. Nu știu, cred că l-a bubuit sau... Nu știu, ar trebui să fie aici în apă. A, ba nu, că nu cred că l-a bubuit, că tu ai murit după. Ci... Doi, am murit aici în apă undeva. A, uite-l aici, uite. Ai, acolo sus? Păi și la... Ce aveai pe ăsta să curi? Boxuri și mai uitați-vă dacă mai e ceva. Hai să ne mai uităm dacă mai e ceva. Da, cred că le-a bubuit pe toate, numai sabia aia ce-a rămas și după aia a bubuit-o și pe aia. Așa, stai să mai iau și eu chestii. Așa. Atât ar trebui să fie. Oh my god. Așa. Lasă bă panda, fii atent, îți dau acum ceva. Leapșa. Na. Bă, nu, bă. Până, de ce? Până să-ți dau arbaleta și sabia înapoi. Bă, nu cred așa ceva, bă. Doamne. Deci nu-mi vine să cred că ai făcut. Sincer, asta. Mă așteptam să-mi dai mie. Da. Eu am crezut că nu o dai la nimeni după câte am făcut aici pentru tine. Uite, poftim. Mă, am zis că nu o să te bucuri de... Citește. Nu. Bă, mi-e frică. Bă, eu nu o să las asta, să meargă oamenii să vadă ce o citi panda aici. Da, mă, da, o să... Nu, nu o citesc chiar acum, mă, nu o citesc. Mă, citește-o, că-s curios. Nu, mă, nu, lasă-mă. Rămâne secret. Și următorul mă, o să fiu eu. Cine știe? Nu se știe. Cine știe? Așa o presimțire. De ce mi-ai făcut asta? Nu e problemă. Bă, n-am făcut nimic, lăsați voi lista cu ce am de adus. Bine, pa, mulțumesc de ajutor. Privind partea bună, acum pot crafta beaconul care va fi premiul pentru locul 2 la vânătoarea de capete. Bam! Beaconul este gata. Privind partea proastă, am de refăcut 3 săbii, 2 arcuri și o arbaletă, ceea ce nu va fi prea ușor. Aparent am avut dreptate pentru că a fost extrem de greu să fac aceste iteme. Mai exact, pentru arcul lui Eddie am combinat 4, pentru sabia lui am combinat 4 și o carte cu mending, iar pentru crossbow-ul lui Panda am combinat 3. De ce doar crossbow-ul? Ei bine, am povestit cu el și mi-a spus: domnule, la crossbow m-am chinuit enorm, doar ăla vreau să mi-l faci, sabia mi-o rezolv eu foarte repede, așa că exact asta am făcut. Și totuși, în acest timp am mai găsit câteva perechi de papuci de aur foarte șmechere pe care le voi cumpăra de la nenea Peter. Acum încă un lucru înainte de merge până la Eddie, îmi fac și eu arcul înapoi, mai trebuie doar să le combin pe astea 3, îmi aduc o carte cu Infinity, sper să mai am acasă și sunt rezolvat. Dar până atunci vreau să mă scap de itemele astea și o zis Eddie că mă așteaptă în Nether. Îmi place că inițial au zis în Nether, după aia hai până la zona de minigame-uri și acum fix în partea aia, ia uite-l pe Eddie, măcar îi pot lăsa itemele și știu că m-am scăpat de o grijă, după mai am doar de combinat arcurile alea. Ia uite ce muncește el pe acolo. Ei, salut Eddie! Salut, ce faci pe aici? Da, păi m-ai chemat, ia uite să-ți las astea, așa, sabia, arcul, deja? Okay? Deja, normal, păi până am editat videoclipul câteva ore, bam, am și făcut astea. Îți da. Mulțumesc, chiar aveam nevoie, sincer. N-ai pentru ce, îmi pare rău că s-a stricat, dar... Dar nu-i problema asta. Da. Ok, pune-l pe jos, așa, ia uite, atât și asta. Și diamante, ia. Da, să fie acolo. Dar în rest, ce faci aici? Te-am construit minigame-ul ăsta, dacă știi. Ok. Deci ești bloc, dar nu e varianta ta, e altă variantă. Nu cred că e ăsta Guess Who? Așa se numea? Guess What? Guess Who? Da. Bă, ce șmecher. Și vrei să-l jucăm? Da. Ok, hai să-l jucăm atunci. Ești gata? Da, sunt pregătit, dar... Mamă, ce greu o să fie. Să poți să mă dai puțin mai tare. Ok, hai că te dau mai tare. Gat. Și acum alegi un bloc din butoi. Stai mă, din care buton? Butoiul de față. Ok, trebuie să-l aleg și să-l iau la mine? Da, să pun inventar ca să vadă lumea. Ok. Ce și poți să-l păstrezi după?
Nu! A, păcat, păcat. No, bine atunci. Care da, începe? I-am ales. Începi tu. Încep eu. Blocul tău se minează cumva cu târnăcopul? Doar cu târnăcopul? Păi se minează cu mai multe, gen... E piatra, da. Să spargi, deci se sparge cu târnăcopul. Nu e piatra, adică nu, stai că... Nu poți să spargi, da, nu poți să spargi. Deci nu, poți, deci nu l-ai minat cu târnăcopul în mod normal. Nu. Ok, atunci, pac. Se duce și ăsta, se duce și ăsta. Mamă, păi le-am dat chiar bine. Așa. Acum, rândul tău. Îți dau direct snipe. Blocul tău e cumva blocul de diamant. Mamă, m-ai prins când am zis când am zis că pot să că pot să-l păstrez. Vai. Hai că m-ai prins. Deci, că aici am găsit și eu. Deci era mad, dar pe ăsta am pus să spargi că și cu târnăcopul și tot să sparge rapid. Bă, nu. Pune-l pe jos, vedem. No. Nu se sparge. A, deci mi-ai dat și tu bait. Hai mergem o dată atunci să vedem. Bine. Nu știu, îmi place minigame-ul, cam de asta am vrut să mai joc o dată. Deci să-mi aleg blocul. Gata, l-am ales. Începe tu de data asta. Găsești mina? Nu. Bine de știut. Mă. Asta... Așa. Mă, fii atent. O să încerc așa o chestie. Poți să-l iei cu mâna? Nu. No. Nu, deci nu poți să-l iei cu mâna. Atunci pac. Stai să mai văd. Așa, ăsta așa, ăsta la fel. Ok. Nu pot să-l iei cu mâna. Ok, rândul tău, da. Este cumva bloc din Nether? Nu e bloc din Nether. Bine. Și acum întrebarea mea, e cumva bloc din Overworld? Da. Ok, deci e din Overworld, atunci dispare ăsta. Și... Bă, da, aici e greu. Ok. Aici e foarte greu. Terracotta. No. Aoleo, serios. Eu cred că am închis vreun trapdoor care nu trebuie aici. La tine e terracotta. Nu e terracotta. La tine îi nămolul, din nou. Nu. Ok. Să ghicesc că e cumva dripstone-ul? No. La tine cumva haybale-ul? Da, ăla-i. În sfârșit, deci era ultimul în bloc. Deci al mine era tough. Tuf? Da. L-ai închis? Bă, da. N-am... ăsta aici. Da. Nu mai știu de ce l-am închis, sincer. Chiar nu mai știu. Da, am pierdut de două ori la rând. Păi și dacă câștigam, ce câștigam? Nu că n-am să câștigă nimic, poate între adversari dacă se decide haiduci să joace cât da, doi. Dăm unul versus unul. Să parieze. Da, pe pariuri, pe chestii, aha. Aia da, șmecher. No, bun atunci, Eddie, hai că te las, mă duc să-i las și la panda arbaleta asta. Să te duci. No, bun, zi plăcută, papa. Hai că am ajuns și la panda, am nevoie din cuferele lui, dacă se poate, de un butoi și un semn. Ia uite, are în partea asta semnul și butoaie nu prea cred, nu? Asta este atunci, iau un cufăr, semnul pun în față și... sau chiar aici, sau... așa, perfect. În partea asta, bam, cu semn agățător deasupra, crossbow, așa, livrarea... și să fie fix pe centru. Acum mă pot duce liniștit acasă.